dimineața de vreme, cele mai mari audiențe le înregistrează radioul și ziarele, iar televizorul este cel mai vizionat între orele 20 și 21. Pe online, cele mai căutate sunt știrile, iar cel mai mult timp pe internet îl petrec femeile. Aceste date le putem afla din studiile de audiență. Printr-o simplă aritmetică, putem calcula numărul cititorilor unui ziar sau reviste sau ai unei broșuri. Pentru aceasta sunt numărate exemplarele scoase spre vânzare, cele vândute și nevândute, minus cele returnate de către distribuitori. Redacțiile monitorizează tirajele săptămânal, le trec în tabele fixe, iar mai apoi acestea sunt verificate de către organizații independente, așa cum este biroul de audit al tirajelor și internetului din Moldova. Editorul le trimit lunar, așa numitele declarații pe propria răspundere. Sunt niște tabele care le completează cu cifre de tiraj. Începând cu ceea ce iese din tipografie, terminând cu ceea ce se întoarce de la distribuitor cu retur. Aceste date sunt publicate, după care la sfârșitul anului o companie de audit contractată sau un auditor contractat de către asociație vine la editură și verifică toată documentația care reflectă mișcarea tirajului. Astfel încât, ca să coincidă cifrele publicate pe propria răspundere cu ceea ce este în realitate. Cel mai vechi birou de audit al tirajelor a fost înființat în Statele Unite ale Americii în anul 1914, ca replică la tendința editorilor de a majora cifra vânzărilor pentru a atrage cât mai mult spațiu publicitar. În Republica Moldova, verificarea audiției site-urilor și a tirajelor datează din 2009. Biroul de audit a tirajelor și internetului oferă date utile pentru piața media, cum ar fi care sunt cele mai citite site-uri, cine sunt cei care intră pe online sau ce tip de materiale citesc oamenii. Se face un studiu în offline, așa numit un studiu structural, care ne ajută să înțelegem mărimea și structura populației de internauți, în general pe țară. Ulterior, grație contoarelor care stau pe site-uri și chestionarilor completate de utilizator, putem extrapola aceste date pe fiecare site care se află în studiu și să cunoaștem audiența fiecărui site. Structura audienței devine o informație tot mai necesară pentru ca un ziar, site sau televiziune să se poată menține pe piața media. Și asta pentru că datele despre audiență determină menținerea sau eliminarea unor programe din grila postărilor de radio și televiziune. Racolarea unor noi moderatori, schimbarea formatului anumitor emisiuni, a orelor de difuzare sau a tipologiei reclamei. Dar cum se măsoară audiența televiziunilor? Există o companie, ceea ce ea trebuie să existe doar una în piață, ca să nu existe interferențe sau să nu fie interferențe și interpretări eronate sau diferite în parte de audiențe. Pentru posturile de televiziune, audiența este mai dificil de măsurat. În Republica Moldova, serviciul în cauză este oferit de către compania AGB News. Aceasta contractează o altă instituție care face o eșantionare pe baza recensământului și asta pentru că audiența se bazează pe diverse categorii sociale – femei, bătrâni, copii, etc. Datele sunt colectate și sunt furnizate de către companie. De asemenea, companie de audiență instalează în casele mai multor oameni People Matters, niște telecomenzi speciale care colectează informația despre produsele media la care se uită oamenii și intervalul de timp pe care îl petrec ei în fața televizorului. Măsurătorul sau datele privind nivelul de vizionare stau la bază sau sunt baza pentru instrumentul de vânzare de publicitate. Este un instrument pentru programarea și contraprogramarea grilei de emisie. Adică când este mai bine de plasat o emisiune, dimineață, la prânz, seara. De asta emisia, de fapt, se împarte în prime time și off time. Cercetările pentru măsurarea audienței sunt susținute financiar de către două sectoare, ambele la fel de interesate într-o informație cât mai exactă. Este vorba de sectorul economic, reprezentat de agenți comerciali, care prin cunoașterea audienței pot aproxima vânzările la produsele la care plătesc pentru a le face publicitate. Cel de-al doilea este sectorul media, atras de o ajustare cât mai corectă a raportului dintre preț și serviciile oferite. În Republica Moldova, măsurarea audienței TV se face din 2012.